ore 10, non le seguiamo moltissimo. Un pochino. E stiamo abbastanza bene perché lavoriamo tanto. Ci tiene in allenamento. Il nostro movimento che ci mantiene, come ha detto Angelo, è sul palco. Lavoro. Ci muoviamo. Întreba colega noastră cum fac ca să arate așa de bine, așa de tine, așa de în formă și Angela a spus, mâncăm. Noi cu asta mâncăm, nu nicio dietă, ne place, nu lăsăm gluma la o parte, ceea ce zic amândoi că îi ține foarte tine și în formă e pe scenă. Totdeauna când sunt pe scenă, scena e importantă și atunci tinerețea ne contează la diversul pe mine, sub partea scenei. Poi ci manteniamo, ci manterremo ancora meglio dopo con la marmellata. Questo che voi siete molto molto giovani. Grazie. Grazie, grazie, grazie. The soul is very young. That's why they're John è un bambino. Dacă mai sunt întrebări, vă rog, sau curiozități? Da. Hai să lăsăm și pe colegul și... La început erau astăzi și atunci în ziua. Au rămas doi. Ceilalți doi cu Franco și Allora, all'inizio, quando era la fama, eravate in quattro. E il mio collega ha chiesto qui se voi mantenete il collegamento così con il baffo e con Marina. Ci sentiamo ogni tanto, sì, beh certo. E così però le vite poi sono cambiate, non ci si incontra più. Ecco, quello sì. No, non li vedete mai così. No, Franco ci siamo visti, ci siamo anche sentiti una settimana fa, lui è contento di stare a casa, è contento di stare con suo figlio, per cui oggi è giusto che sia così. Contento. Con Franco, il baffo, poi spuneva mustață, perché era la stessa. Dacă piața a început în Genova prin 68 și erau patru, erau mai multe o formație așa, a capela. Și era il baffo, mustăciosul, il bruno, la bruneta, e lei, il biondo, e il baffo, sì, erau blondul, bruneta și mustăciosul. Cei doi au părăsit formația. Cu Franco se mai văd, au vorbit chiar de o săptămână, el se bucură de relația cu nevastă sa, cu care a rămas și cu el se văd. Martina, din păcate. Grazie a lei. Ok, avrei una domanda un po' più seria adesso. Dopo tanti anni di grande successo che avete avuto voi due, avete comunque qualche rimorsi per qualcosa che avete fatto oppure che non avete fatto? Ma io avrei voluto fare il presidente. Ma Berlusconi era sempre provato, ma non sono riuscito. Vorrei fare. No, rimpianti non ne abbiamo perché. Se oggi siamo qua è perché la strada doveva essere quella e siamo già stati fortunati e siamo felici di quello che abbiamo ottenuto. Non ce ne sono rimpianti. Non are niciun... Am întrebat dacă au avut regrete în viață sau lucruri pe care nu le-au făcut sau nu le-au făcut. Și el a început, Angela a zis, da, aș fi să devin președinte, glumea, nu. E foarte mulțumit cu drumul pe care și l-a ales, acela de muzician și drumul și viața care crede că l-a mulțumit și îl mulțumește în continuare ceva. Nu are nicio problemă. Între toate șlagărele pe care le au și de atâta vreme sunt atât de cunoscute, au vreun favorit? Pelo il vostro canzone favorita. La nostra canzone che preferiamo. Beh, ce ne sono diverse, per momenti storici diversi. Sì. La prima cosa bella perché è stata la prima. Sarà perché ti amo, perché ci ha rilanciati in tre. Come vorrei, perché come parla vorrei d'amore. E ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti. Mi innamoro di te perché uno si innamora. Perché si innamora. E poi cosa c'è? Cosa sei? E canzone d'amore, no? Poi
che sarà, che forse qui non è molto conosciuta, sì, sarà, sì, sì. Che sarà molto. Ce l'abbiamo parecchio nel cuore perché l'abbiamo portata all'estero, soprattutto in America, in Canada, cioè, e anche in inglese, no? Ci sono, no, 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 non l'abbiamo fatto solo in italiano. L'abbiamo fatta con Feliciano. Sì. Avete cantato con Feliciano, sì, al Sanremo? Sì, 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 sì. E quando cantavamo che sarà, che c'erano gli italiani all'estero, piangevano, perché si parla di emigranti, di gente che è andata via da casa per sempre, non è ritornata, non ha trovato lavoro, non so più. Siamo molto legati a questa. È triste. Ok. Collega nostra, întrebada ca au un pic preferat din repertoriul lor și bineînțeles că toate sunt preferate, dar au început să vorbească despre ele legate așa de parcursul lor artistic și e normal că Sara Perché Ti Amo e foarte importantă, am cântat-o la festivalul de la San Remo, a venit de toanție de... nu, no, prima de chestia Sara. La prima cosa bella. Da, la prima cosa bella. Prima. Sí, era primul cânt pe care a avut succes și cred că foarte important este și au adus aminte de Che Sarà Sarà, pentru că e un cânt pe care îl cântă foarte mult în străinătate și când l-au cântat prima oară în America și Canada, acolo toți emigranții de origine italiană au simțit foarte tare cântecul ăsta, au început să plângă pentru că le aducea aminte de casă și de situația lor de imigranți. Că italienii, așa după cum știm cu toții, sunt un popor foarte asemănător cu poporul român. E format din emigranți care au fost ani de zile în Europa de Est ca să lucreze și după aia s-au întors acasă. Ok. You understand something? Da. A little. It's from your favorite song. I know, yeah. You know Che Sarà Sarà? Of course. Did you ever sing? No. In karaoke or something? No. Do you play karaoke? Occasionally. Pentru John, dacă aveți întrebări. It's Bad Boys Blue. Yes. So, were you a really bad boy or are you still a bad boy? Or only blue? At the beginning it was when we first started, the blue clothes and bad means cool. Eu și-am luat numele la început pentru că se îmbrăcau în albastru, nu de nimic, și bad, dacă știți un pic de slang, de fapt nu e rău, că e bine, it's cool. De aceea și-am luat, erau boys clar, așa că bad boys blue. That was back then. And now, are you still a bad boy? Yeah, a little bit older, huh? Not inside. Not inside, though. Nu înăuntru, e patent, dar nu înăuntru, pentru că asta e ceea ce pot. I have to confess that Bad Boys Blue was my first international concert ever in Budapest in 80-something. Don't say the year, but it was in Budapest. Yes. You beat the groupie or not? No, it was long time ago. Maybe a meeting, an art. Yeah. Okay, so what about your favorite gig? Ever. It's difficult for so many shows and over the years. It's I think well, I've been diplomatic, I suppose, but it's when you go arrive at a place like now in Cluj and hopefully everything goes nice and it's a nice show, everybody has a good time, the atmosphere is good. And then for me that's good. You know, I've just come off got back 2 weeks ago from America. We did 8 shows in 2 weeks then. It was hectic, yeah, very, very hectic. And they were very good, nice shows. I mean, the favorite, it's different. It's hard to say. I don't know what, you probably do so many shows, so I don't know what to say. I can't say which is the best, you know? The best. It's difficult to say. Am întrebat de spectacolul, de show cel mai bun pe care crede că l-a avut vreodată. Crede că ăla de mâine va fi cel mai bun. Tocmai s-a întors dintr-un turneu în America care a fost foarte, foarte haotic și plin de zăpăceala, așa. Dar îi plac concertele în care lumea se simte bine și le simte. Dacă nu mai aveți întrebări, atunci poate facem o sesiune.